Îndrăgita artistă pune întotdeauna pe primul loc sănătatea. În urmă cu 50 de ani, a renunțat la unul dintre cele mai consumate alimente. Irina Loghin se mândrește cu un tonus de zile mari la vârsta de 85 de ani. Are o viață activă și mai mult decât atât, are un secret care a ajutat-o de-a lungul timpului să se mențină într-o formă de invidiat. Interpretat de muzică populară, are un regim alimentar special, din care a exclus acum mai mulți ani carnea, însă pentru care găsește alternative la fel de eficiente și sănătoase. Mai exact, pentru a-și menține cât mai mult tonusul și vitalitatea, Irina Loghin a decis să excludă definitiv carnea în urmă cu mai bine de 50 de ani. Una dintre prioritățile sale dintotdeauna a fost să aibă grijă să nu se îmbolnăvească, motiv pentru care a făcut de-a lungul timpului alegeri înțelepte în ceea ce privește alimentația. Astfel, în loc de carne, a ales să consume diferite semințe, soia, migdale, iar lista poate continua, pe care le cumpără de fiecare dată din piață. Eu nu mai consum carne de mai bine de 50 de ani, oricum nu mi-a plăcut niciodată, nici în copilărie, dar îmi iau proteinele necesare organismului din semințe pe care le cumpăr din piața Obor, acolo găsești o varietate. Îmi completez proteina din soia, din migdale, din tot felul de semințe, mai ales de dovleac și de floarea soarelui, sunt bune și pentru perioada de post, când nu se mănâncă deloc carne. Le spăl, le pun la uscat, le mănânc așa sau le gătesc în diverse rețete. Este de datoria fiecărei persoane să aibă grijă de ea, de sănătate. Eu mereu am avut grijă să nu mă îmbolnăvesc. Nu pot însă nici să le impun oamenilor ce să facă și ce să mănânce, să renunțe la carne, așa cum am făcut eu. Fiecare are un stil de viață, o dietă, cu care s-a obișnuit, menționează Irina Loghin. Frumoasa interpretă se menține mereu tânără cu ajutorul alimentației și al unui stil de viață sănătos, însă cea care îi oferă fericirea supremă este, fără urmă de îndoială, nepoțica sa, de care se declară pur și simplu îndrăgostită. Artista recunoaște faptul că iubirea pe care o simte pentru micuță nu se poate compara cu nimic altceva, nici măcar cu iubirea pentru copiii săi. Este o minunăție de copil, o iubesc enorm. Dar cred că fiecare bunică este topită după nepoți, e o iubire aparte, nu e ca cea de părinte, e o apropiere cum nu există. Pentru mine, nepoțica este lumina ochilor mei, a mai spus artista, conform aceleiași surse.